Limitele tale sunt date de limitele imaginației tale, iar calitatea imaginației tale determină calitatea vieții tale. Se vorbește mult despre faptul că noi oamenii ne limităm potențialul prin limitele imaginației noastre. Când eram copii, visam dincolo de potențialul nostru și asta ne ajuta să privim viața cu atâta speranță. Pe măsură ce am crescut și am devenit adulți, am învățat să renunțăm la visurile noastre cele mai îndrăznețe. Ne temperăm idealurile și aspirațiile noastre și, cu toate acestea, experimentăm frecvent doze de frustrare. Și asta se întâmplă mai ales când vedem că alții au reușit să ajungă acolo unde noi încă nu am ajuns. Imaginația are o putere incredibilă de a ne atrage spre ceea ce ne imaginăm. Gândește-te numai la cărțile lui Jules Verne, în care pur și simplu a inventat viitorul. De la submarin la călătorile pe lună, imaginația lui Jules Verne a surprins acum aproape 200 de ani tehnologii care pentru noi sunt deja realitate. Limitele tale sunt date doar de limitele imaginației tale, pentru că scopul tău este o funcție a imaginației tale. Și oricât de importantă este, dacă e bolnavă, imaginația nu ajută nimănui. Și nu mă refer la filme, cărți de groază sau SF-uri distopice, mă refer la felul în care societatea de consum și de competiție în care trăim ne-a vrăjit să gândim și să ne imaginăm lucruri. Și astfel, calitatea vieții este determinată de calitatea imaginației tale, pentru că scopul este o funcție a imaginației tale. Scopurile oamenilor pot fi împărțite în trei categorii după trei verbe: avea, a face și a fi. Majoritatea oamenilor trec prin toate cele trei categorii, care mai pot fi privite ca niște faze de maturizare a scopului sau faze de maturizare a imaginației. Scopul tău se exprimă prin verbul a avea atunci când în imaginația ta îți spui: vreau să am cutare lucru. Când voi avea cutare lucru, atunci mă voi simți bine, mă voi simți fericit și împlinit. Vreau să am bani, avere, casă, mașină, un partener de viață care să arate așa și așa. Vreau cutare haină, vreau să am acei pantofi sau genul acela de corp. Vreau să am cutare titlu sau funcție sau cutare poziție socială. De obicei, copiii au genul acesta de imaginație. Bineînțeles, nu cu aceleași lucruri la care adulții visează. La nivelul copilăriei e normal să-ți imaginezi că vei avea un anumit lucru sau altul. Însă pentru un adult, o astfel de imaginație este toxică. Îți legi fericirea și împlinirea de niște condiții materiale, iar când nu reușești să le obții, trăiești o viață searbădă și fără vitalitate. Scopul tău se exprimă prin verbul a face atunci când în imaginația ta îți spui: vreau să fac cutare lucru. Când voi face cutare lucru, când voi face acel lucru, voi fi fericit și atunci mă voi simți bine și mă voi simți împlinit. La vârsta adolescenței și a primilor ani ai tinereții e normal să treci prin această fază. Adolescenții cred că dacă vor avea cutare sau cutare experiență, dacă vor face cutare lucru, fie că e vorba de fumat, alcool, sex sau droguri, ei cred că acea experiență îi va face fericiți. Bineînțeles că majoritatea care încearcă aceste lucruri își dau seama că acestea nu aduc împlinirea. Însă foarte mulți oameni își blochează imaginația la acest nivel de calitate. După ce trecem de anii adolescenței, pentru foarte mulți oameni, scopul rămâne formulat în termenii lui a face. Am fost și eu multă vreme la acest nivel. Scopul meu zilnic era să fac. Să fac multe, să realizez multe, să duc multe lucruri la bun sfârșit, multe sarcini. Raționamentul era că dacă voi face și aceasta și acel lucru și acel lucru și cu tare lucru, mă voi simți mai bine, mă voi simți mai fericit și împlinit. Și reușeam să duc la bun sfârșit o parte din sarcinile pe care eu însumi mi le pusesem ca obiectiv. Însă, bineînțeles că nu reușeam să le fac pe toate. Mă culcam frustrat în fiecare seară, că nu făcusem suficient. Și asta durea din ce în ce mai mult. Și ironia sorții era că adăugam și alte activități la ce aveam de făcut, gândindu-mă că poate într-una dintre ele îmi voi găsi bucuria pe care o doream. Însă genul acesta de scop se naște dintr-o imaginație bolnavă, toxică, îmbuxită de modele de oameni care au reușit lucruri extraordinare. Atenție, făcând un singur lucru. Și sufletul meu nu voia să știe sau să accepte de fapt că oamenii aceia care au reușit ceva, ieșit din comun, s-au concentrat să facă un singur lucru ani de zile, iar într-o zi au schimbat lumea. Acel gen de oameni care schimbă lumea au al treilea fel de scop, cel care se exprimă prin verbul a fi. Ajungi la acest tip de scop atunci când în imaginația ta îți spui:
Orice voi avea astăzi sau orice voi face, vreau să fiu un om așa și așa și așa. Poți să trăiești zilnic viața felului de om care ți imaginezi să fii, pentru că acea viață nu depinde nici de ceea ce ai sau de ceea ce nu ai. Nu depinde nici de ceea ce faci, nici de ce nu faci. Depinde de cum trăiești fiecare clipă. Prima dată când am avut această revelație, mi-a schimbat total felul în care mă raportam la întreruperile inevitabile pe care le experimentam în munca mea de zi cu zi. Când eram în scopul meu pentru a face, fiecare întrerupere din partea altor persoane îmi aducea mai multă frustrare pentru că știam că nu voi mai putea face tot ce-mi propusesem. Însă când am integrat scopul pentru a fi, mi-am regăsit rostul în fiecare întrerupere. Știam din toată inima că scopul meu principal nu era să fac, ci să fiu un om cald, iubitor, care inspiră pe alții. Din acel moment îmi imaginez în fiecare zi că sunt un om fericit și împlinit. Iar când sunt acel om din imaginația mea, voi face acele lucruri care contează, iar ca rezultat voi avea acele lucruri care contează. Asta îmi doresc și pentru tine. Iar dacă vrei să accesezi imaginația lui a fi, ai nevoie să-ți iei în fiecare zi propriile tale clipe de claritate.